Nu am simplu. Și cu o voce care, sincer, nu va fi egalată. Nu ca a fost Leo Iorga, nu ca acum este în momentul acesta și trebuie să vorbim, știți cum biserica trebuie să vorbească despre oameni. În momentele astea despre oamenii care pleacă numai de bine, dar Leo erau avea o voce, o voce deosebită. Părintele Dragoș. Era peste ceea ce se întâmpla la noi și era o voce caldă, era o voce plăcută, era, avea o nuanță și coloratură extraordinară în ceea ce făcea el ca și vocalist. Ce să spun, era un om și pentru noi este și va fi un om deosebit. Era un prieten, săreast, să te ajute dacă aveai nevoie de ceva. Noi, ca tehnicieni, eram ajutați de către el, eram în autocare împreună. Nu făcea deosebirea că el este artist sau că noi suntem tehnicieni. Trebuie să prețuim artiștii pe care îi avem acum la justa lor valoare, să-i respectăm și încă o dată vă spun să-i prețuim. Ascultați compactul, ascultați trupele vechi, pentru că aveți ce auzi. Marele de talent de a ști să nu și supraestimeze calitățile excelente de altfel, și să rămână în spiritul și în sunetul compact. El nu a fost un alt solist care a dat peste cap ceea ce se răpână atunci, dimpotrivă, a fost cel care a reușit cu mare, mare divăcie să mențină sonoritatea compact, însă cu performanțe mult, mult mai lipsite. Cum ați aflat? Cert de la Dimension, de lângă Covazna, o arenă de mii de locuri care l-au aplaudat. E și filmare, am postat-o noi în memoria lui. Ne aducem aminte publicul care îl plânge acum și se bucură că a ajuns într-o lume. Deși a suferit foarte mult de-a lungul celor 8 ani de zile, niciodată nu s-a plâns. Dar nici nu s-a ferit să vorbească despre suferința lui. Cu dumneavoastră vorbea, vă spunea despre chinul prin care trece? Da, absolut. Leo Iorga a fost un luptător, a dorit exact să trăiască. Timp de 8 ani a fost un exemplu, o forță fantastică. Deci nu am mai... am 69 de ani, dar n-am mai găsit un tip cu atâta putere și dragoste de viață. El s-a dus când n-a mai reușit să... n-a mai avut energia pentru această luptă. Mă bucur că a scăpat, este ok, va fi bine, sunt convins că este acum liniștit și probabil ne privește și vom simți lipsa cât vom trăi noi. Exact. Încă Leo Iorga nu mai poate fi locuit de mine. Știți să fie avut un regret? Da, a avut un regret că a cedat această luptă. Acum 6 luni mi-a spus, nu mai pot să duc această luptă, doresc să finalizez acest experiment care l-am susținut 8 ani de zile și în momentul când energia mea se va termina, atunci eu am să pun. Când l-ați întâlnit ultima dată? La arenele romane. De 20 septembrie. Iar eu sunt convins că regretul lui a fost ca și regretul nostru, unul imens, pentru că la 55 de ani ești în plenitudinea forțelor și atunci cânti și lași în urma ta cele mai frumoase melodii. N-am mai reușit să fie în stare, să fie alături de noi, să fim împreună toți.
și să lucrăm la un disc nou pe care preconizăm și preconizăm să îl facem împreună. Da, ar fi existat nu numai una, mai multe piese, câteva sunt înregistrate. Probabil că o să le scoatem pe piața la un moment dat, cu vocea lui. Și lipsa lui, personal, el, individul, Leo, prietenul nostru, colegul, asta îmi lipsește. Sper să fie un drum bun acolo, să ajungă unde trebuie și să ne trimită și nouă vedere cu înger de acolo. Și condoleanțe. Mi-a inspirat prin forța lui, nu doar prin muzică și prin voce, ci prin forță, prin atitudine, prin pozitivismul pe care l-a avut mereu și prin faptul că de multe ori, chiar în suferință fiind, el era cel care încuraja lumea din jur. Este într-adevăr un model și cred că ar trebui să ne inspirăm mai mult de la oameni. Gabi. A rămas în spate. Era aici, în spate, a rămas cu urgență.
toți plecăm ca... Mulțumim mult, a fost pentru Orga, cântăresc de rock din România, sigur acum într-o lume mult, mult mai bună. Mergem în
acolo, da. Thank you.